La final aveți partea în care mi-am luat eu bana, așa că nu uitați să rămâneți până la final, pentru că am mai zis și eu acolo niște comentarii și hai să strângem o sumă impresionată de like-uri, pentru că este ultimul videoclip din anul 2021. Hai, vă pup, băiți! Bă, nu aci. Unde ești? Zi repede, Cristian. Unde sunt la banca aia de lângă Giroce? Trebuie să mergem după autostradă, că n-avem voie în oraș. Vii cu mine sau te ții după mine? Ha? Stai puțin să dau de vest. Iată, pasă, leu și îi dau V-ul, iată. Stai, zi-mi unde ești. Deci eu sunt la banca din lăsă aia, fleca. Gata. Și ăla cred că ai închis mașina. Nu mă lasă să urc. Trebuie să te ia prietenul meu, că n-are 4 locuri. Da, spune-i să... Asta este că... Bă, da? Așa. Dă-l tu în brațe. Ai piciacul la gât. Zi. O, mă, tăre față, ai piciacul la gât. Da, mă, șefule. Ia zi, ce zici tu ca să te lăsăm, bă, în pace? Vreau și o arme. Și tu faci de asta, mă chinui de o oră să caut. Păi și ce faci ca să te lăsăm în pace? Păi ce vrei să fac? Ce faci? Ce servicii ești? N-am niciun serviciu, ce să fac? Zic de pe acolo, este gay. Wow, nu-mi place. Și eu sunt gay, dar mie îmi place să o dau, nu să o iau. Acum o să iei, să știi. Nu, cred că și-o ia prietenul tău. Ah, da? Pentru asta o să iei dublu, frate. Nu. Facem trisam cu tine, ai auzit de așa ceva? Ce? Dacă behăi puțin, poate te las. Nu știu să behăi. Băi, vezi că ai cuțitul la gât. Păi dacă nu știu să behăi. Atinge-l uleacă la gât. Stai, șefule. Am atins la gât. Behăi acum? Nu știu să behăi. Am behăi. Dacă nu... N-am învățat să... Latru, am zis. Nu, ce să le animale? Hai. Păi îți spune să mă dai jos. Hai. Așa, scoate cuțitul la el, colegul. Dacă scoți ea. Ha, în spate amândoi că ți-o... Că mei și pula. Ce ta, naibii de râs. Ce că în spate amândoi? Firie el, dracu. Și că în spate, da, naibii să fii. Ce e, dracu, eu tău ce tupeu aveți pe capul vostru. Tupeu, mă, naibii ce ești tu. Doamne, ce că tupeu, naibii ce ești tu, bravo, mai ai zis-o de... ai vorbit. Te mă aștept. Femei, ca... Oh, sunteți bine? Ia uite-l, mă, ia uite că și fuge. După ăla, l-o călcat pe un polițist, l-o curcat. Tăte! Domnule, bă! Domnule, poliția română. Așa. Dar ce să fac tu, dai? Domnule, cred că a uitat să vă taie acolo la McDonald's, unde aveți tricou. Cred că... Da, cred că da. Hai să-l tăiem, băi, atât. Bă, lasă-l. Ce? Bă, te puși, lasă jos. Pam! Dar nu pe mine! Tragă picior dacă nu lași. Gata. Lasă-l jos. Și te pui pe burtă acum. Pe burtă, mă, la urmă. Așa, bravo. Rămâi pe loc. M-a luat la secție. Gata, boss. Ia, colegă. M-a luat la secție. Unde mă ia? Eu vreau să mă duc tăiat. Dacă n-asculti, așa trebuie, porcule. Ia răcu să fii. Tu vrei să mănânci orișma acum de Crăciun sau nu? Aia, că te-o luat, tăi. Ha? Unde fugi? Ha? Păi de ce fugi? În începutul videoclipului puteți vedea că un polițist a încercat să-mi dea mie mare bătă pe spate, dar i-a dat din greșeală colegului lui și ghiciți ce, el a murit și ups, după 2 secunde a apărut lângă mine. Așa prin magie, nu știu cum a înviat, poate l-a ajutat Dumnezeu că tot au venit sărbătorilor băieții, așa că nu uitați să fiți sărbătoriți. N-aud. Fața la perete, vă rog. Ascultă-te mai bine și să auzi prost. Bă, fața la perete. Așa faci. Gata. Jur. Care perete, că sunt mai mulți. Ăla din fața dumneavoastră. E mai mult perete, a? Mai mulți, domne, e mai mulți. Da? Da. Băi, culcat. N-am pus. N-am vrut cu aia, n-am. Piciorul meu tibia. Da, mă, și rău. M-a omorât cu aia pe mine. Dar îți mi-au drept mie. Îl percheziționez. Prost.
Ajutați-mă, domne. Hai că te ajut, da. Oba, din greșeală, domne, scuză-mă. Te-am căutat. A, da? Da? Da, ne-ai putut după ceafă. Da? O, vină mă la secție și ajută-mă. Vezi că acum, serios. Bine, mai am. Te torturez. Băi, vreau da, să mă omorez, mă. Eu n-am făcut nimic, îți bea cu nimic. Tu ce n-ai făcut? Tu ai stat spectator, băi, muie. Sănătate, nu mai bine. Pe loc. Ești chiar obraznic. Bă, dar de acum l-am ajutat, ce faci, mă? Păi după mașina mea se ascundea, după aia tu pe loc. Păi dai zic că le acum ia-l pe umăr, du-te sun la medic să-l facă bine. Ia la motor, păze. Tu nu ești youtuberul ăla? Da, mă, el-i. Nu puțin. E ăla, doamne, cine-i? Nu că cine e ăla vere, că deja e părta nimic. Zici și mie. E? Băi, e vere. Cine te-a băgat în seau? Nu mă lua la mișto. Dar ce te-a la mișto? Dar Valigumo... Valigumo nu cred că are microfonul ăsta așa prost. Ba da, el e. A, nu el, că m-am uitat și... Ba da, numai că își editează vocea, stai niștit. Nu meditezi nicio voce, nu sunt eu. Bine. L-a luat pe sus. Auzi, și unde mă duci, frate, mă? Eu? Da. La morgă. Dacă mă lași aici, nu te bag eu în pizda, mă, te dăm revive. A, așa faci. Scuze, acum, câte ani ai arăt? Nu, te bag în pizda, mă, te drept. N-am. Dă revive. Nu. Ce vrei, mă? Unde e? Adă-mi odată. Nu, mă, nu. Tot an, mersi. Nu l-a, bă, nu l-a ajutat, bro. Hai, mâinile sus atunci. Păi ce face, bă, iarăși, mă, iarăși. Păi mâinile sus. Hai, fața la perete, ți-am zis. Domnii polițiștii la asta, mă. Pe ăla. Convine ce-i, mă? Da. Ce nu-ți convine, mă? Hai, fața la perete. Nu știu ce zic, dar dacă chem un coleg de la... Uite, văd o... Uite, sunt un motor. Dar așa că o să poți să intri. Așa cred, așa. Gata, boss. Hai, fața la perete. Fața la perete. Hai. La ce, votăm acum sau ce? Ce vreți, mă? Dar ce vreți de la mine? Nu înțeleg. Fața la pe vila închisoare. Hai, fața la perete. Am fluci la perete. Fața la perete. Da? O stai mai repede. Nu, domnul polițist. Hai. Hai, mă, după mine. Prostule, unde în față. Hai în secție. Mă, eu vin, dar dacă nu se poți să intri, n-am ce să-ți fac. Nu merge, mă duce în secție acum. Gata, boss. Nici mă, ăsta e uter. Vali, mă auzi? Băi, da? Terminați un pic rău, eu cam puțin treabă cu băiatul ăsta, Vali. Dacă nu vrei respawn și cum să zici, vă rog să vrei asta. Păi de ce îmi dai respawn, ia zi? Taci, pleacă de lângă... Nu merge. Păi de ce, bam, pleacă... Nu merge. Vali, mă auzi? Hai, da, mă, nu merge. Da, bossi. Fii atent, frate, am uitat ce postez pe YouTube și nu mi se pare ok să îți bagi o chestia de... Niște oameni de pe serverul ăsta. De cine îți bagi joc? Cu medic paralel, cu polițiști paralel, că duci polițiștii la produs, că... Aha. Nu știu cum, nu știu ce. Eu nu știu ce a văzut e rău în videoclipurile alea, pentru că deseori am încercat să vă arăt că eu nu fac troll și ceea ce mi se întâmplă cu admin, lider și așa mai departe, ce se întâmplă sunt chestii adevărate care nu sunt provocate de mine absolut deloc, dar nu zic că eu nu am mai făcut failuri, troll n-am făcut în viața mea, adică să mă duc să deranjez pe alții, să dau peste alții, să-i înjunghi pe la spate și așa mai departe, doar am făcut chestii amuzante pentru a vă face să râdeți, să ne simțim bine pe clipuri, pentru că presupun că despre asta este vorba și niciodată nu cred că am deranjat pe cineva, dar din câte am înțeles oricum băieții nu prea mă aveau la suflet din trecut, adică unii dintre ei, așadar, nu știu, probabil a fost un pretext ăsta. Foarte și fă chestia asta pe alte servere, mai înțeles? Și ce, dar tu plângi sau nu înțeleg, care e faza? Ți nu știi de fan? De fan. Oricum, din ce am observat, toți băieții cu care am avut roleplay anterior pe serverul ăsta au râs, adică ne-am simțit bine, adică aveți clipurile în mare parte la mine pe canal și nu cred că am deranjat vreodată pe cineva, dar acum este părerea fiecăruia. Cum și-a luat ben de aici și-a borșit, mai înțeles? Păi și ce crezi? Crezi că mă afectează atât de mult în primul rând? Nu, crede-mă că chiar nu-mi pasă dacă tu faci ce sau nu faci ce. Dar cine ești tu de iarfele astea pe tine? Nu am nicio iarfă, veri. Sunt un băiat care are un grad foarte bunicel aici în staff.
care se descurcă zici și știu mai departe. Și nu mi se pare, nu mi se pare că e ceea ce postezi tu pe YouTube față de serverul nostru, m-ai înțeles? Și din păcate o să primești un ban. Așa, pe motiv de? Pe motiv de... Pula în serverul vostru și în tot neamul vostru.